Bună! Sunt Mihai și știu că v-a plăcut foarte mult prima parte din Micul Prinț și dacă vreți să-l vizionați încă o dată, dacă ați uitat, dați click aici. Și acum o să vă citesc un capitol sau două, restul din Micul Prinț. Mi-a luat ceva până să înțeleg de unde venea. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, părea să nu le audă niciodată pe ale mele. Și tot ce am aflat încet, încet, când lăsa să-i scape câte o vorbă, astfel când a dat prima oară cu ochii de avionul meu. N-o să desenez avionul, e un desen prea complicat pentru mine, m-a întrebat. Ce-i chestia asta? Nu e o chestie. Zboară. E un avion. Avionul meu. Tare mândru m-am simțit când i-am spus că pot să zbor, dar el s-a arătat miran. Cum adică? Ai căzut din cer? Da, am răspuns cu modestie. Wow! Ce caragios! Și micul prinț a izbucnit într-un hohot de râs, care, deși foarte simpatic, m-a supărat rău. Vreau ca atunci când am un necaz să fiu luat în serios. Poi adăugat. Aha, înseamnă că și tu vii din cer. De pe ce planetă ești? Mi-am dat seama imediat că începe să se lumineze misterul prezenței lui. Așa că l-am întrebat din scurt. Păi, cum? Tu vii de pe altă planetă? Dar nu mi-a răspuns. Dădea încet din cap, tot uitându-se la avionul meu. Ce-i drept, cu așa ceva nu pot să vii prea departe. După care a rămas pe gânduri multă vreme. Păi scoțând din buzunar oaia de la mine, a început să-și contemple comoara. M-a închituit cât m-a intrigat frântura de mărturisire despre alte planete. Așa că am încercat să-l mai descos. De unde vii, omulețule? Unde zici că e acasă? Unde vrei să duci oaia de la mine? A tăcut iar, dus pe gânduri, și abia după aceea mi-a răspuns. Bine, măcar când cutia asta pe care mi-ai dat-o o să stă noaptea ca într-o casă. Sigur, și dacă ești cu minte, o să-ți dau și o funie, ca să o legi cu ea în timpul zilei și un țăruș. S-a părut că propunerea asta l-a cam necăjit pe micul prinț. S-o leg? Ce mai idee? Dacă nu o legi, o să fugă și ai să o pierzi. Ță prietenul meu a izbucnit iar în râs. Da, unde crezi că pot să se ducă? Oriunde, drept înainte. Și atunci micul prinț a spus cu o voce grabă. Grabă. N-are nimic, la mine totul așa de mic. Și cu o umbră de melancolie, poate adăuga. Dacă mergi drept înainte, n-ai cum să ajungi foarte departe. Aflasem astfel încă un lucru foarte important, anume că planeta de unde venea nu era cu mult mai mare decât o casă. Nici nu prea aveam de ce să mă mir. Doar știam că în afară de planetele mari, precum Pământul, Jupiter, Marte sau Venus, mici câte abia dacă le pot sări cu telescopul. Când astronomii mai descoperă vreuna, în loc de a-i da un nume, îi dau un număr. De exemplu, îi spun asteroidul 3251, 3251. Am motive întemeiate să cred că planeta de unde venea micul prinț este asteroidul B612. Asteroid a fost văzut cu telescopul doar odată, în 1909, de un astronom turc. Apoi acesta și-a demonstrat temeinic descoperirea la Congresul Internațional de Astronomie, dar nimeni nu i-a dat crezare, fiindcă putea purta niște haine mai altfel. Așa sunt oamenii mari. Deh! Din fericire pentru reputația asteroidului B612, un dictator turc a dat ordin ca în țara sa
sub pedeapsa cu moartea, oamenii să se îmbrace ca europenii. Astronomul repeta demonstrația în 1920, purtând un costum elegant. De data asta, toată lumea a căzut de acord că avea dreptate. V-am pomenit amănuntele de mai sus despre asteroidul B612 și am ținut să știți și numărul lui, gândindu-mă tot la oameni mari. Oamenii mari s-au dat un vânt după cifre. Când le vorbești despre un nou prieten, nu vor niciodată să afle despre el ce contează cu adevărat. Nu te întreabă cum e vocea lui, ce jucări îi plac, colecționează cumva fluturi, ci doar câți ani are, câți frați, câte kilograme. Dar tatălui, dacă le spui oamenilor mari, a văzut o casă frumoasă, din cărămidă de rozalie, cu mușcate la fereastră și acoperișul plin de porumbei. Nu reușesc să-și imagineze. Mai degrabă spunele, am văzut o casă de 100.000 de franci. Și imediat o să exclame. Ce drăguț! Tot la fel dacă spui. Micul prinț chiar exista. Dovadă că era fermecător. Că râdea și că își dorea o oaie. Dacă dorești o oaie, înseamnă că există într-adevăr. Ridici din numeri și o să te ia drept țânc. Dar spune-le, venea de pe o planetă numită asteroidul B612 și o să-i convingi fără să te mai bată la cap cu alte întrebări. Așa se, nici nu poți să te superi. Copiii trebuie să le arate multă îngăduință oamenilor mari. Bineînțeles că nouă, celor care pricepem cum e cu viața, puțin ne pasă de cifre. Tare mi-ar fi plăcut să-mi încep povestea ca pe un bas, să fi zis. A fost odată un prințișor care locuia pe o planetă cam cât el de mare și avea nevoie de un prieten. Celor ce pricep cum e viața, cum e cu viața, li s-ar fi părut că e mai aproape de adevăr. Pentru că n-aș vrea ca această carte să fie citită pe deasupra. Vine așa de greu să postesc asemenea amintiri. Se fac deja 6 ani de când prietenul meu a dispărut cu oaia lui cu tot. Și mă străduiesc să-l descriu aici tocmai ca să nu-l uit. E trist să uiți un prieten. Nu oricine a avut un prieten. Altfel tare mi-e că aș ajunge ca oamenii mari pe care nu-i mai interesează decât cifrele. Printre altele, și de asta mi-am cumpărat creioane și o cutie de acuarele. Nu e ușor să mă apuc din nou de desenat, la vârsta mea. Dat fiind că singurele încercări care le-am făcut vreodată au fost cele de la 6 ani. Cu șerpii bău au văzut pe din afară sau pe dinăuntru. Mă străduiesc firește ca portretele să semene cât mai bine. Dar nu sigur că o să și reușesc. Desen merge cât de cât, dar următorul nu mai iese. Mă curc un pic și la proporție într-unul. Micul prinț e prea înalt, într-atul e prea scund, ba mai zid și la culoarea hainelor și atunci mă bâlbui, încerc ba așa, ba altfel. În sfârșit o să mă încerc și în privința vreunui amănunt mai însemnat. Asta va trebui să-mi treceți cu vederea. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Avea impresia probabil că sunt ca el. Dar din păcate, eu nu pot să văd oaia de dincolo de pereții cutiei. Cine știe, poate că aduc mai degrabă o mare, pe semne că am îmbătrânit. 5. În fiecare zi mai descopeream câte ceva despre planeta lui. Despre cum plecase de acolo, despre călătorie. Ușor, ușor, când se întâmpla să-i scape câte un gând, așa se face că în a treia zi mă afla necazul cu baobabii. Și tot datorită oi, pentru că micul prinț a întrebat ni tam, ca și când i-ar fi venit în minte o dilemă gravă. E adevărat că oile mănâncă arbuș, nu? Adevărat, ce bine! N-am înțeles de ce era așa de important că oile să mănânce arbuști.
Dar micul prinț a adăugat: atunci înseamnă că mănâncă și baobabi? I-am atras atenția că baobabii nu sunt arbuști, ci arbori cât biserica de înalți. Și că de-ar lua cu el o turmă întreagă de elefanți, tot n-ar putea să dovedească măcar un singur baobab. Ideea cu turma de elefanți l-a făcut pe micul prinț să râdă. Ar trebui să-i cocoți unii peste alții. Dar apoi a spus sfătos: baobabii ăștia, înainte să se facă mari, tot mici sunt. Chiar așa. Dar de ce ai vrea ca oile să mănânce vlăstări de baobabi? Mi-a spus: ei, de ce? Ca și cum ar fi fost evident. Și a trebuit să-mi bag serios capul să pricep de unul singur. Într-adevăr, și pe planeta de unde venea micul prinț se găseau ca pe orice altă planetă ierburi de soi bun și de soi rău. Prin urmare, semințe bune de la ierburile bune și semințe rele de la ierburile rele. Numai că semințele nu se văd, dormitează culcușite sub pământ, până când vreuna se gândește ea așa să se trezească. Atunci scoate capul la lumină și înalță către soare. La început, timidă, o mlădiță drăgălașă și inofensivă. Dacă e o mlădiță de ridiche sau de trandafir, o poți lăsa să crească după plac. Dar dacă e vreo plantă rea, e mult ai tot mulțime de ce ți-ai dat seama ce soi de plantă e. Ori pe altă planetă de unde micul prinț se găseau niște semințe groaznice, semințele de baobab, bolnăviseră tot pământul planetei. Și cu baobabul e așa, dacă nu îl dibui la vreme, nu mai scapi nici când de el. Împânzește planeta întreagă, o să răpunge cu rădăcinile și dacă planeta e prea mică și dacă îți prea mult baobabi, o fac să explodeze. Bum! Se rezolvă dacă ești ordonat, mi-a spus după aceea micul prinț. Odată ce ți-ai făcut toaleta de dimineață, trebuie să te ocupi grijului și de toaleta planetei. Trebuie să te căznești mereu, mereu, să-ți mulci baobabii, de cum ți-ai dat seama că n-o să se facă trandafiri. Cât sunt mici, seamănă bine de tot. O treabă pe cât de plicticoasă, pe atât de ușoară. Și într-o zi m-a sfătuit să mă țin de lucru până mi iese unde sunt prin care să le arăt asta copiilor de acolo de unde vin eu. Ca să le intre bine în minte. S-ar putea să le folosească, îmi spunea, dacă pleacă vreodată în călătorie. Uneori, nu-i nicio pierdere să lași pe mai încolo munca. Dacă n-ai de-a face cu baobabi, e propăd. Am ajuns odată pe o planetă unde locuia un leneș. Nu se îngrijise de trei arbuști. Desena planeta cu pricina după indicațiile pe care mi le-a dat micul prinț. Nu-mi place deloc să fac pe moralistul, dar să știu atât de puține despre baobabii cei de temut, iar un călător care s-ar rătăci pe un asteroid ar fi într-o asemenea primejdie, încât iată. Las discreția la o parte și spun: copii, băgați de seama la baobabi! M-am străduit să-mi iasă cât mai bine desenul, tocmai ca să-i previn pe prietenii mei că trec de multă vreme ca și mine, pe lângă un pericol mare, fără măcar să-l bănuiască. O lecție strașnică ce merita efortul. Poate să vă întrebați, de ce nu ar mai fi în cartea asta și alte desene la fel de impunătoare precum cel cu baobabi? Nimic mai simplu. Am încercat, dar n-a fost chip să-mi iasă. Baobabii am desenat simțim că nu-i rost de vreo amânare. 6. Așa, încetul cu încetul, înțelese o viață ta melancolică, măruntă de mic prinț. Mult timp n-avea altă bucurie decât apusurile dulci de soare. În untul ăsta l-am aflat a patra zi dimineață când mi-ai spus: îmi place când apune soarele. Hai să ne uităm la un apus. Dar trebuie să mă așteptăm. Ce să așteptăm? Să apună soarele! În timp m-ai privit mirat, dar după aceea ai râs singur de ce ai zis. Iar am uitat că nu sunt acolo la mine.
Iar, oricine știe că atunci când în America e prânzul, în Franța se înserează. Să dacă ai vrea să vezi asemenea, ar fi suficient să ajungi acolo într-un minut. Din păcate, Franța e mică. Nu trebuie decât să-ți muți puțin scaunul mai într-o parte și stai să privești asfințitul ori de câte ori poftai. Într-o zi, l-am văzut de 43 de ori. Puțin mai târziu mi-am zis. Știi, când ești trist, e așa de bine să iei la sare cum apune. Înseamnă că în ziua cu 43 de apusuri erai tare amărât. La asta, micul prinț, nu mi-a răspuns. 7. În a cincea zi, tot datorită oii, am aflat încunse care despre viața micului prinț. Dintr-o dată, pere pusă masă, ca și când aș fi cântărit de mult problema în tăcere, m-a întrebat. Păi dacă oaia asta mănâncă arbuști, înseamnă că ar mânca și flori? Oile mănâncă ce le iese în cale. Chiar și florile cu spini, chiar și florile cu spini. Dar atunci, la ce mai sunt buni spinii? Habar n-aveam. Eram ocupat să mai slăbesc. Puțin un șurub prea strâns de la motor. Gândeam că nu-i de glumă cu pana. Chiar că situația e foarte gravă. Pentru că nu mai aveam decât puțină apă de băut. La ce folosesc spinii? Micul prinț, odată ce îi pune o întrebare, nu se lăsa până când nu căpăta răspuns. Găsnindu-mă cu șurubul, i-am spus puțin nervos la întâmplare. La nimic! Spinii sunt pur și simplu o răutate din partea florilor. A tăcut un pic, după care a zis îmbufnat. Da, de unde? Florile sunt fără apărare, se încred în orice. Și atunci își poartă de grijă cum pot. Am impresia că spinii le fac de temut. Nu i-am răspuns. Între timp mă gândeam. Dacă se mai încăpățânează mult șurubul ăsta, o să-l zbor cât colo cu ciocanul. Dar micul prinț m-a întrerupt iar. Și zici că florile... Of, nu, nu, nu zic nimic. Am aruncat și eu o vorbă. Am alte treburi mai serioase. S-a uitat la mine că a trăsnit. Treburi serioase. Pentru el asta însemna că meșteram cu cârjat, cu ciocanul în mână și cu degetele mânjite de ulei. La un obiect care se părea foarte urât. Vorbești cu oamenii mari. Mi s-a făcut puțin rușine, dar fără pic de milă a continuat. Habar n-ai de nimic, încurci totul. Se superase rău, scutura din cap și șuvițele aurii flutulară care încotro. Știu o planetă unde trăiește o față roșie, de un care n-a mirosit în viața lui o floare, care n-a privit în viața lui o stea, care n-a iubit pe nimeni. Toată ziua făcea calcule și o ținea una și bună. Ca tine, un om, sunt un om serios, sunt un om serios. Nu-și mai încăpea în piele de îngânfare. Dar după mine, domnul ăsta nu e om, e o ciupercă. O ce? O ciupercă! De furie, micul prinț se făcuse alb ca varul. Află că florile își cresc spinii de milioane de ani și oile tot le mănâncă de milioane de ani. Chiar ți se pare că nu-i treabă serioasă să înțelegi de ce florile se chinuie atât de mult să-și crească spinii? Deși nu le ajută niciodată la nimic? Războiul ăsta dintre oi și flori nu e important. Mai important și mai serios decât toate calculele pe care le fac cei ca domnul Față Roșie. Auzi, nu importa că am o floare. Nu, cum nu mai există alta pe lume, fiindcă se găsește doar pe planeta mea. Și că într-o dimineață o oaie cât de mică poate să o distrugă, uite așa, cât ai clipi, fără măcar să-și dea seama. Și a continuat cu obraji în flăcări. Dacă cineva iubește o floare cum numai alta pe milioanele și milioanele de stele, nu-i trebuie mai mult decât ca să se bucure când se uită la ele. Se gândește, floarea mea e pe undeva pe acolo.
Dar dacă o ar mânca floarea, ar fi ca și cum s-ar stinge dintr-o dată toate stelele. Și crezi că asta nu-i treabă serioasă? N-am mai putut să spună nimic, fiindcă la podi dit râs plânsul. Ți-a făcut se noapte, îmi oprisem din meșterit. Nu mă mai simchiseam nici de ciocan, nici de șurub, nici de sete și nici de pământul. Un prinț mic avea nevoie de alinare. L-am luat în brațe, l-am mugat și am zis: floarea ta, dragă, nu e în pericol. O să-i desenez oiței o botniță, iar florii o armură. O să... Cam rămăsesem în pană de cuvinte. Mă simțeam tare încurcat. Nu știam cum să-l împac, cum să mi-l apropii. Lumea lacrimilor e așa de misterioasă. 8. Am înțeles destul de repede ce era cu floarea aceea. Pe planeta de unde venea micul prinț, crescuseră dintotdeauna niște flori simple de tot, care n-aveau decât un singur rând de petale. Ocupau doar puțin loc și nu făceau rău nimănui. Scoteau capul la lumină din iarbă dimineața și până seara păleau. Dar aceasta anume răsărise într-o zi dintr-o sămânță venită de cine știe unde, iar micul prinț se îngrijise cu un nou soi de baobab. Însă copacelul nu s-a înălțat mult și a început să plămădească o floare. Văzând cum se ivește un mugur uriaș, micul prinț a intuit pe dată că din el avea să iasă o făptură nemaipomenită. Dar floarea se tot gătea pitit în cămăruța ei verde. Își potrivea cât mai ales culorile, se învășmânta în tihnă și își netezea pe rând câte o pedeală. Nici nu se gândea să se lase văzut în straie boțite, precum macii. Voia să apară în toată frumusețea ei strălucitoare. Da, era foarte cochetă. I-a luat deci zile în șir să-și facă misterioasa toaletă. Și apoi iată că într-o dimineață s-a arătat, odată cu soarele. De parcă nu s-ar fi trudit atâta, a căscat și a spus: ah, tocmai m-am trezit, iartă-mă, sunt cam ciufulită. Și că micul prinț nu s-a putut opri să nu o admire. Tare frumoasă sunteți! Le mă gândeam și eu, a spus floarea încetișor, și m-a născut deodată cu soarele. Micul prinț a ghicit din prima că modestia îi cam lipsea, dar era pur și simplu un duioșitoare. Cred că e vremea pentru micul dejun, spusese ea apoi. Ești drăguț să-mi pregătesc ceva? Și micul prinț, care se pierduse cu totul, s-a dus iute după săropitoare și a tratat floarea cu apă proaspătă. Fapt este că îl zăpăcise încă de la început cu firea ei mândră și cam supărăcioasă. De exemplu, într-o zi vorbindu-i despre cei 4 spine ai ei. 3 grini au decât să îndrăznească să-și arate pe aici ghearele. Dar cine a pomenit tigrii pe planeta mea? O corectase micul prinț. Și oricum, tigrii nu mănâncă plante. El nu s-o simplă plantă, răspunse floarea încetișor. Of, mă scuzați, de tigri nu, nici că-mi pas, dar curentul nu pot să-l sufăr. Se întâmplă cumva să ai un paravan, nu poate să sufere cuventul. Curentul, cine caz pentru o plantă? Se gândise micul prinț, năbădioasă floarea asta. Seara o să mă pui la adăpost sub un glob de sticlă la tine aici. E foarte frig. Nu e bine tocmai locul. De unde vin eu? O sămânță. De unde să știu cum era prin alte părți? Prinsă cu o minciună așa de naiv brodită, se genase și dușise de 2-3 ori ca să pară că devine era micul prinț. Ziceai de un paravan? Păi voiam să mă duc după el, dar nu puteam să vă întrerup. Și atunci floarea tușise și mai tare, cu înțeles ca să-l facă să-i pară rău.
Astfel, cu toată iubirea lui Grijulie pentru ea, micul prinț începuse să o cam bănuiască. Luase prea în serios vorbele aruncate într-o doară și acum era foarte mâhnit. Ar fi trebuit să mă fac că nu aud, mi-a destinuit el într-o zi. N-are rost să le asculți pe flori, mai bine doar să le privești sau să te bucuri de parfumul lor. Eu m-am bucurat de floarea mea care mi-mi resma planeta. M-am supărat așa de rău când mi-a spus treaba aia cu ghearele, deși ar trebui să-mi fie milă. Și, în sfârșit, habar n-aveam până atunci. Ar fi trebuit să judec după fapte, nu după vorbe. Dăruia parfumul și strălucirea ei, am greșit că am părăsit-o. Cum de nu mi-am dat seama că-și ascundea drăgălășenia cu niște vicleșuguri propădite, năbădioase creaturi, florile astea. Ore eu prea mic și nu știam cum să-mi arăt iubirea. Sper că v-a plăcut ce v-am citit astăzi și asta a fost ultima parte din Micul Prinț și sper că v-a plăcut foarte mult și nu uitați să vă abonați la canalul meu! Mua! Încă ceva! Nu uitați să-mi cumpărați cărticica mea, Un băiețel pe dos, în care o să aflați despre aventurile mele cu Iahim, prietenul meu imaginar.